Bine ne-am întâlnit la acest moment comemorativ. Cu nostalgie. Îmi aduc aminte de decembrie 1989. Pe vremea aceea nu eram aici, ci eram în Alba Iulia. Însă vă voi spune și de ce mi-aduc aminte cu nostalgie. Pe măsura orașului Alba Iulia și acolo a fost o mișcare anticeaușistă. Nu s-a putut compara cu cea din Cluj. Și când mi-a dat telefon ieri, președintele Consiliului Județean de acolo, de la Alba Iulia, domnul Dumitrel, invitându-mă ca sâmbătă să fiu prezent la el, la ei, i-am spus așa, nu se cuvine și nu se poate, pentru că obligațiile mele pastorale acum sunt la Cluj. Și domnul Aurel Coltor m-a invitat la comemorarea ce se face la Cluj, mai mult. Numărul morților care au căzut pentru libertate în Cluj a fost mult mai mare decât cel din Alba Iulia. Au murit și acolo, în oraș, doi oameni, la Cugir vreo 10 oameni, dar aici au murit 20 atâția pentru libertate. Pentru libertate. Și atunci m-am înțeles că obligația mea pastorală este să particip la ceea ce se va întâmpla aici, sâmbătă, când ne vom ruga în piața în care ei au căzut pentru cei ce și-au dat sufletul pentru o Românie mai bună. O Românie mai bună pe care o așteptăm. Este adevărat că anumite lucruri s-au întâmplat, că e libertate, că poți spune tot ce ai pe suflet, dar tot atât de adevărat este că multe din speranțele celor ce au căzut sau a mulțimilor care au participat la demonstrația potrivnică sistemului care se instaurase de mulți ani în România, multe dintre speranțele lor încă nu se văd realizate. Acum, pregătindu-mă pentru întâlnirea cu domniile voastre, am răsfoit încă o dată cartea părintelui profesor Constantin Galeriu. Jertfă și răscumpărare. De ce cartea lui și de ce nu o altă carte? Întâi de toate, pentru că e vorba de jertfă. Și tinerii aceștia, nu numai tineri, dar cei mai mulți au fost tineri, care au căzut pentru libertate, s-au dus jertfă. Jertfă pentru noi. Și apoi și pentru faptul că în zilele acelea ferbinți, în București, părintele Constantin Galeriu a fost unul dintre liderii celor ce s-au adunat în piața universității. Acum și aici, între noi, sunt cei cel puțin doi dintre liderii care au animat mulțimile ca să se împotrivească unui sistem ticălos pe care toată lumea dorea să-l vadă prăbușit. Că este aici domnul Aurel Coltor, căruia simbolic îi acordăm o diplomă, dar poate că ar merita mulți alții, însă domnia sa socotim noi că îi reprezintă și pe ceilalți.
Și apoi este prezent cu noi și părintele, profesor Pintea, care ne va relata cum și ce s-a întâmplat aici, la catedrală și în fața catedralei, în zilele acelea ferbinte. Am zis că eu mi-aduc aminte cu multă nostalgie, de aceea m-a și poftit domnul Dumitre acolo, de zilele acelea, când înainte de a cădea Ceaușescu, o subvenție de oameni, am ieșit să ne revendicăm, să ne cerem libertatea noastră. Și în filmulețul pe care l-au făcut unii atunci acolo, n-aș vrea să fie laudativ, îmi apare imaginea. Unii ziceau că acel filmuleț, dacă cumva, Doamne ferește, era înfrântă mișcarea poporului, ar fi fost foarte bun ca să ia unul câte unul și să-i pedepsească, cum ar fi crezut ei. Dar din moment ce a reușit mișcarea poporului, atunci filmul cu nostalgie îl privim ca o mărturie a ceea ce s-a întâmplat. Acum am zis că părintele Galeriu și teza lui de doctorat a intitulat-o așa, Jertfă și răscumpărare, dar a revăzut-o după ce a căzut guvernul comunist și încă o dată a scris-o de pe o altă poziție. Și vă citesc doar o frază din ce a scris în această lucrare de doctorat. Dumnezeu, omul și jertfa sunt, după cum e cunoscut, cele trei elemente esențiale și nedespărțite ale religiei de totdeauna. Și dacă unii cercetători dau felurite interpretări acestui fapt, teologii sunt toți de acord în a stabili o strânsă legătură între jertfa care stă la baza oricărei manifestări religioase a omului din cele mai vechi timpuri cunoscute și până azi, și între jertfa adusă pe cruce de Fiul lui Dumnezeu, întrupat pentru răscumpărarea omului căzut și care îi dă sensul ei de plin. Nu mai citesc din lucrarea părintelui Galeriu, ci făcând o legătură între, sigur, păstrând proporțiile, între jertfa absolută a Domnului Iisus Hristos, prin care lumea a fost răscumpărată din păcat și din moarte, și jertfa celor din 1989 de la Crăciun, prin care România a fost răscumpărată din acea orânduire care nu era bună, păstrând proporțiile, vă închipuiți de ce am citat această lucrare a părintelui profesor Constantin Galeriu, care atunci era în balconul de la universitate și îi anima pe cei ce protestau împotriva sistemului Ceaușescu, care încă mai era la putere.